Întreaga săptămână în licee se desfășoară examenul de bacalaureat, unde absolvenții clasei a 12-a participă la verificarea competențelor digitale în operarea pe calculator. Este vorba de o combinație între o probă scrisă și una orală, prin care candidații trebuie să rezolve o serie de items stabiliți de către Consiliul Național de Evaluare. Proba de competențe digitale, respectiv proba care măsoară competențele de operare a calculatorului. Este o probă care se desfășoară în laboratoarele de informatică pe baza unor subiecte care sunt primite de la Centrul Național de Evaluare pentru examenul de bacalaureat. Deci, în consecință, este o combinație de probă practică și probă scrisă. Cum se notează ea? Cum se notează ea? Poftim? Cum se notează? Deci există grilă de notare pe care o au la dispoziție profesorii de informatică și cu ajutorul acelei grile se notează proba de mâine. Sunt item la care elevii trebuie să răspundă. O parte din item trebuie rezolvați în scris, altă parte pe calculator. Examenul de verificare a competențelor digitale se rezolvă în centrele de examen după amiaza, după terminarea cursurilor la celelalte clase. Rapiditatea cu care se desfășoară proba de verificare a cunoștințelor digitale ale elevilor depinde de numărul de calculatoare existent în fiecare centru de examen. O parte, deci, se rezolvă pe calculator. Sunt formate foldere, care foldere apoi includ teza lor, o parte din subiecte se desfășoară pe foaia de examen și după aceea se notează, conform unei grile care este furnizată la fel de Consiliul Național de Evaluare. Proba de verificare a competențelor digitale durează întreaga săptămână și se desfășoară după amiaza, după terminarea cursurilor la celelalte clase. Săptămâna viitoare se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Proba durează toată săptămâna, da, până când se epuizează numărul de elevi existenți într-un centru de examen. În funcție, fiecare unitate școlară desfășoară examenul în funcție de numărul de calculatoare pe care l-au la dispoziție. Da? Dimineața sunt cursuri, proba începe la ora 1. Așa, iar săptămâna viitoare se va organiza proba de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Conform calendarului, în ziua de 4 iulie, candidații încep și probele scrise ale examenului de bacalaureat, în ziua de 5 iulie, desfășurându-se proba scrisă de limbă și literatură maternă pentru elevii care aparțin minorităților naționale. În 6 iulie va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului urmat de fiecare candidat, iar în 8 iulie, proba la alegerea profilului și specializării candidaților. Examenul se va termina în data de 12 iulie prin afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor și rezolvarea acestora.